reprezintă pentru dumneavoastră orașul Slatina? A, orașul Slatina? Pentru mine cel puțin reprezintă orașul meu natal, unde sunt născută, unde am învățat, am și lucrat în întreprinderi. Reprezintă totul, reprezintă tot neamul care l-am, reprezintă totul, chiar tot. Orașul Slatina este orașul meu. Ce gânduri aveți pentru Slatina și pentru slătineni? Iată, anul acesta se împlinesc 650 de ani de atestare documentară. În primul rând, aș vrea să-l întreținem așa cum este, măcar să putem să-l întreținem și vrem să-l întreținem. Să fim mai conștiincioși, să fim mai buni. Și pentru slătineni, ce să le doresc? Să fie mai răbdători unii cu ceilalți și apoi... Eu zic că mai toate le vom duce la bun sfârșit dacă suntem mai răbdători și mai îngăduitori unii cu ceilalți. Le doresc sănătate și o viață bună și un an așa cum și-l doresc. Loc unde trăiesc, unde am muncit, trăiesc și aici o să fiu tot timpul. E un oraș mic, curat, frumos și să sperăm să fie mai bine în continuare. Ce gânduri veniți pentru slătineni și pentru Slatina? Iată, anul acesta se împlinesc 650 de ani. 50 de ani, da. Știm, cunoaștem toată treaba, ne bucură, ne încântă treaba asta și să se facă din ce în ce lucruri mai frumoase și mai bune. O urare pentru slătineni cu această aniversare? La mulți ani, multă, multă sănătate și împlinirea tuturor dorințelor. Locul unde sunt acasă, adică nu aș putea să mă mut în altă parte decât aici, doar aici. Este un oraș de suflet? Da, și este foarte frumos aranjat, conceput, populație cea de vârsta a doua, a treia, dar este ok. Încă 600 de ani de acum încolo. Altă orare. Cum vedeți Slatina peste 10 ani? Foarte bine pusă. Avem infrastructură, avem magazine multe, avem locuri de muncă. Aș vedea-o bine pusă. Înseamnă atât de multe lucruri, înseamnă orașul natal, înseamnă locul în care am crescut, locul în care mi-am dezvoltat toate capacitățile, locul în care m-am întors imediat după terminarea facultății, pentru că am considerat că aici trebuie să fiu, am considerat și consider în continuare că este un oraș care se poate dezvolta, care s-a dezvoltat și care se poate încă dezvolta. Este un oraș pentru care aș face tot ce se poate să-l văd acolo unde ar trebui să fie, pentru că oamenii din Slatina merită asta. Ce reprezintă Slatina pentru dumneavoastră? Păi e orașul unde trăiesc, unde m-am născut și locuim în continuare. Știți că acum pe 20 ianuarie se vor împlini 650 de ani de la atestarea documentară. Ce le urați slătinenilor? Sănătate în primul rând și tot ceea ce își doresc. E pentru oraș? Și pentru oraș. Să fie mai curat, mai frumos și să păstreze lumea în primul rând, curățenie. Având în vedere că împlinește o anumită vârstă orașul Slatina în acest an, sigur, pentru mine personal reprezintă, dacă vreți, orașul în care am trăit o lungă perioadă de timp, este orașul în care m-am format profesional, având în vedere faptul că am fost cumva și consilier local, reprezintă și o imagine de la ceea ce a fost în anii 90 și ceea ce a ajuns acum. Pentru că, vrem nu vrem, constatăm cu toții că în Slatina există un grad de dezvoltare și știu o arhitectură peisagistică care s-a schimbat cu timpul încet încet și pot să spun că este un oraș care, deși este micuț, arată chiar foarte, foarte bine. Îi doresc municipiului Slatina să ajungă din ce în ce mai frumos și cetățenilor să poată să meargă senin pe străzile și pe trotuarele municipiului Slatina și să aibă un trai bun și liniștit și împreună cu oficialității orașului să ajute la prosperitatea acestui oraș. Ce reprezintă Slatina pentru dumneavoastră? Pentru mine? Da. Orașul vieții mele. Am luat-o de mic, de când veneam cu tata de la Piatra la târg și acum m-am angajat la uzină și îmi duc în continuare viața. Ce să mai să spun? Un oraș mie îmi place, provincial. Aniversării celor 650 de ani de la atestarea documentară, ce le urați, ce gânduri aveți pentru Slatina și slătineni? Să se dezvolte mai mult economic, ca tineretul să-și găsească
loc de muncă, să nu mai ia peste hotare. Și vă spun la toți slătinii, doresc multă sănătate și fericire, tot ce-ți doresc fiecare. E orașul unde am lucrat în jur de 38 de ani. A evoluat extraordinar de mult acum. Eu sunt pensionară și vin o dată la o lună și mi se pare că din ce în ce e, sau poate că așa mi se pare mie, e mai frumos. Pe 20 ianuarie se împlinesc 650 de ani de la atestarea documentare a orașului. Ce le urați slătinenilor sau ce gânduri aveți pentru slătineni? Să meargă tot așa înainte. Au o platformă foarte bună aici, să câștigă bine și să facă locuri de muncă cât mai bune pentru slătineni, cu plătiți cât mai mult și multă sănătate la toți. Ce reprezintă Slatina pentru dumneavoastră? Cel mai frumos oraș. Atât? Și totul. Orașul în care m-am născut, am crescut, am copilărit, am îmbătrânit. Acum pe 20 ianuarie se împlinesc 650 de ani de la atestarea documentară. Ce gânduri, ce le urați slătinenilor? În primul rând să fie sănătoși.